Salutare! Din lipsă de altceva, mă bag la acest film. Deși nu avem voie să vorbim deloc despre el, sper că Fight Club nu va da o să săpuneală zdravână pentru că am curajul să intru în ring cu el. Nu o să vă mai bat la cap cu glume prostești despre celebra replică din film, dar tot trebuie să povestești ceva despre firicelul de poveste plantat de către scenariu. Aici avem un narator interpretat de Edward Norton, o rotiță rutinată și nesemnificativă în angrenajul unei mari corporații, care este sătul pune peste cap de viața lui macabru de banală și infecțios de pictisitoare, care provoacă insomnii. Norocul nedormitului se numește Tyler Durden, jucat de Brad Pitt, un spirit libertin care îl atrage într-o lume total nouă în care regulile sunt făcute de către fiecare în parte și nu de către o autoritate juridică. Fight Club este un manifest brutal contra unei societăți tot mai infestate de mentalități dăunătoare care încetul cu încetul ne transformă în niște sclavi obedienți și ne spală creierile cu mai mare succes decât ar face un Ariel alb ca zăpada. Deși sunt convins că acest deziderat a fost deja atins cu ceva vreme în urmă și mulți dintre noi nu ne mai putem da seama de asta. Nici nu mai știm dacă trăim în adevăratul sens al cuvântului sau am devenit o balegă de minte colectivă care execută automat ordine pavloviene. Fight Club este un film extrem de agresiv, apelând de multe ori la rezolvarea problemelor cotidiene folosind pumnii, nu creierul, și asta duce la confruntări fizice care vor lăsa urme adânci pe figurile protagoniștilor. Însă totul este o satiră, chit ca una violentă și exagerată pe alocuri, deși cei drept viitorul real de după film ne-a demonstrat câtă dreptate a avut, ba chiar poate fi considerat o sumbră premoniție. Cu o atmosferă mai întunecată ca o eclipsă de lună când curentul se oprește programat pentru economie, chipurile, Fight Club, se răscoală fără menajamente contra consumerismului care ne macină viața, contra superficialității care ne strică judecata, contra sistemului opresiv care ne vrea sclavi, contra și pot dubla fără probleme numărul acestor contra dacă nu m-aș lovi de zidul dur al spoilerelor. Fight Club îți dă mult de gândit pentru că se joacă non-stop cu mintea ta. Pe de o parte, are dreptatea prin condamnarea sistematică și nemiloasă a societății, prin blamarea permanentă a spectatorului, tu, eu, noi, ei, toți suntem în acea situație, niște miloci serviabili ai elitelor subțiri ca număr, dar care controlează lumea. Pe de altă parte, parcă nici libertatea pe care o pictează în turși atât de grosolane și vulgare nu pare a fi foarte apetisantă, pentru că vine la pachet cu multe sacrificii financiare sau de altă natură, sacrificii pe care mulți n-ar vrea să le facă. Sau poate fix ăsta este rezultatul netezirii sinapselor întortocheate ale creierului, care au devenit mai plate ca liniile monitorului cardiac regal. Mă, prea de vreme gluma? Scuzați-mă. Sau are mesajul principal este unul apocaliptic, că suntem atât de adânc băgați în această hazna numită viață, încât adevărata libertate este doar o utopie imaginară și singura cale de a scăpa este una mortoară? Oricum, urmărit cu atenție, Fight Club are potențialul de a ne arunca în aer conceptul pe care îl avem despre o viață fericită, concept însămânțat pervers și subliminal de către alții și nu gândit din proprie inițiativă. Până și structura constructivă a filmului, una haotică și neconvențională, plină de tehnici care nu prea au sens folosite împreună, pare că transmite starea dezolant de dezordonată în care ne aflăm în acest stadiu al existenței noastre ca umanitate. Unii sunt prea desensibilizați încă nimic nu mai mișcă, poate doar vătămarea corporală să le mai trecească niște sentimente, alții sunt extrem de sensibili și se transformă în niște fluturași gingaci ofensați până și de o picătură de apă pentru că nu are temperatura corectă pentru pielea lor fină. Revăzându-l după ceva vreme și știindu-i marele șpil, am putut să acord mai multă atenție altor elemente care cu siguranță la prima vizionare mi-au scăpat. Și asta a fost și spre beneficiul lui Fire Club, dar și în defavoarea lui. Totul este ales cu maximă minuțiozitate. Scenele sunt perfect încropite temporal, chiar dacă prezentate într-o dezordine cronologică, iar subtilitatea frășneață, pe care o ratezi dacă îndrăzești să clipești, transformă filmul într-unul destul de meta. Un pic din păcate pentru film, fiind concentrat pe alte mișmașuri ce au loc pe ecran, am descoperit și niște grozăvii de neconcordanțe magistrale care mi-au scăpat la prima vizionare pentru că nu acolo mi-era focusată retina. Desigur, având în vedere o anumită caracteristică a personajului principal, acele erori de continuitate pot fi extrem de ușor explicate. Sau poate nu. În ciuda faptului că lui Edward Norton i s-a dus buhul ca fiind un actor greu de lucrat cu el, fiind capricios și țâfnos, Iată că regizorul David Fincher l-a strunit destul de bine, scoțând din el o reprezentație de gală denă de toate laudele. Nu că partenerul său de scandal, Brad Pitt, face un rol mai prejos din contră, mi s-a părut la nivelul lui cel mai ridicat, făcând un rol chiar mai bun decât cel din OAS în Pan-Time Hollywood, pentru care a și luat Oscarul. Ambii exultă o energie vibrantă, crudă și brută, de unor te sperie de cât de mult se pierd în rol, dovada unor actori de mare calibru. Pe alocuri, Fight Club mi a dus la de filmul V for Vendetta, având un subiect oarecum asemănător. Răscoala contra unei societăți căzute într-o stale de moleșeală generalizată și această rebeliune nu poate fi dusă la îndeplinire decât prin anarhie de plină și distrugerea corporațiilor, comerciale, financiare, guvernamentale, nu contează, pentru a o lua de la zero. Însă asta vine la pachet cu o reîntoarcere la origini, în care confortul dispare și de bază este instinctul de supraviețuire. Oare am fi capabil de asta? Să renunțăm la o viață plină de huzur, pentru o libertate de plină sau mai bun este lațul strâns în jurul gâtului dacă care vine la pachet și cu șansa supraviețirii unei noi zile. Ce nu mi-a plăcut la Fight Club este că la sfârșit își bagă taragotul carnal la propriu în audiență și ne lasă de izbelește să ne prindem de însemnătatea finalului. Vorba vine nu mi-a plăcut pentru că m-a pus pe gânduri. Știu că Fight Club are 8 reguli sfinte, dar eu din mărininie îi mai adaug încă două. Schimbă întotdeauna locația și a 10 -a. Și cea mai importantă, nu încălca regulile 1 și 2. Gata. Până data viitoare, să aveți parte de nipemi, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi, pumni sus și papa. Pa.